Primul sunet a răsunat astăzi și pentru noi studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Viitorii doctori și farmaciști au avut emoții mari. În total, peste 1000 de tineri au depus jurământul de devotament față de profesia aleasă. Tradițional, studenții înmatriculați în anul întâi au rostit jurământul studentului Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. În fața profesorilor și a colegilor, jur solemn, jur solemn, să-mi consacru viața, să-mi consacru viața cauzei de protecție a sănătății omului. Emoțiile sunt desigur că mari. Pasiunea pentru medicină a fost de mică. Nu știu, din frică, nu am mers către asta atunci și iată acum la 33 de ani mi-am adunat curajul, forța și mergem înainte. Nu știu ce mai așteaptă, dar cu interes, cu un curaj, cu noi emoții, cu speranțe, cu noi ambiții de a ajunge un medic bun. Aș alege medicina deoarece sunt oamenii de care au nevoie societatea, care salvează vieți, sunt curajoși. Da, am ajuns să fiu student la medicină. Pentru mine mereu medicina a fost ca un vis, nu știu, mi s-a părut ceva perfect și de neatins. Și când am aflat că am ajuns la medicină, am ajuns să fiu student aici, am plâns toată noaptea, m-am gândit să fiu pediatru. Îmi place atitudinea asta de cercetare, de a căuta permanent ceva noi, ceva soluții într-o problemă care cu siguranță va ajuta lumea. Aș dori, cel puțin acum prezent în domeniul, să mă reprofilez mai departe în domeniul neuroștiinței. Cei din anul 6 le-au înmânat proaspeților studenți halatul alb împreună cu stetoscopul și bisturiul, precum și flacăra cunoștințelor pe care vor trebui să o păstreze și să o transmită generațiilor viitoare de medici. Totdeauna să fiți mândri, sunteți studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Până în prezent, pe parcursul la circa 79 de ani, universitatea noastră a pregătit 50.000 de medici, farmaciști, specialiști pentru Republica Moldova și pentru alte 35 de țări ale lumii. Că în acest an, dintre cei 57 de tineri, care au luat 10 filii la bacalaureat, 14 de ei au fost aleși să studieze la universitatea noastră. În acest an, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu au fost admiși 1266 de studenți.